Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Continuăm cu Universe Mode-ul. Aseară, gen, ne imaginăm că ieri am pus videoclipul cu pay-per-view, de-abia l-am editat. A fost backlash-ul și acum continuăm cu un SmackDown, cum am lăsat show-ul. Avem aici intro-ul ăsta, n-am mai pus genericul de la SmackDown, v-am mai spus asta că l-avea copyright. De două ori apare așa asta cu 2K19, sărim peste această scenă și trecem la meciurile din această seară. Meciul în deschidere pare a fi un Echo cu Andrei Cosmin, după care un triple threat între Cristi Priză, Zappi TV și eu, după care avem și, de fapt avem două debuturi, debutul lui Priză, debutul lui Iobag și în final un false count anywhere între Codrin și Dorian. Și de închidere are Zaifet un call-out. O să ne uităm și la chestia asta, dar hai să facem așa întâi. Match-ul acesta o să-i dau. Ar fi un match frumos, sincer. Ăsta cam o să dureze dacă e triple threat. Probabil că o să-l joc pe ăsta ca așa, ca debut pentru Iobag. Dar nu, hai să-l simulez și pe ăsta. Și cine a câștigat? Andrei Cosmin, cum mă așteptam, care și titlul WWE. Îl simulez și pe ăsta că durează o grămadă. Câștigător Zappi, bun. Și hai să-l jucăm pe ăsta. Un Iobag împotriva lui Danny Bennett. Doi youtuberi veterani. O să joc cu Iobagul că debutăm cu el. Și care are overall-ul mai mic. Păi Iobag l-am creat după Bray Wyatt din 2014. 87 overall. Îl știți pe Bray Wyatt. Așa. Și să mă gândesc pe cine să mai creez. Cred că o să mai creez pe GRV-ul. Și pe Bogdan Techeș. Și în rest nu mai și youtuber să mai crezi. Am văzut că mi-a pus unii să crezi de ăștia, gen Shelly, Gami, ca să atragă o grămadă de prunci. Problema este alta. Dacă stau să-i crezi pe ăștia, care sunt copii acum, 15-16 ani, câți ani ori avea ăștia, o să pară mult mai bătrâni în joc aici sau nici măcar nu o să semene. Pentru că, practic, ăștia din joc sunt adulți, nu sunt, cum se cheamă, nu sunt copii, înțelegi? De asta, de exemplu, eu sau Zappi au ieșit cei mai nerealistici. Că na, fiind mai copilași așa, e mai greu să-i creezi. Dar în rest, după cum am văzut, gen ăștia mai bătrâni, ca și Codrin, ca și Dani, ca și Andrei Cosmin, mi-a fost foarte ușor să-i creezi. Chiar sunt foarte realistici. O overwhelming offense, așa. Ok. N-am stat să citesc asta. Bun, i-am întors aici. Hai să vedem ce facem aici cu Iobagul împotriva roacerului de Dani, care n-a mai postat nici el de vreo două luni. Iar vrea să dispară un an și ceva, să sperăm că n-am pățit nimic și doar nu avea chef să filmeze. Mai cred că știți, uite-mă cât am momentum oare Dani, acum am observat. Hai că l-am pus aici pe corzi, zici că l-am pus să-i dau un 6-1-9. Ia, îi dă 6-1-9? Era culmea să-i dea 6-1-9. Păi eu bag l-am făcut cam cum e în video ăla, cu căcat, gros, lichicios. Iată mă, m-a prins ăsta primul. Ah, too late. Cam așa era și în clipul ăla cu căcat gros, lipicios, dacă știți melodia aia. Hai, stai jos. Și iarăși m-am întors. Pac. Bun, i-am întors și eu acum. Mamă, dar e pe contra meciul acesta, se pare. Hai, stai jos. Bun, și îl călcăm pe burtă. Îi dăm și una aici în spate. Și am sărit mă așa. Am timp să fac un taunt? Nu, că se ridică. Stai jos. Stai jos, hai să fac și un taunt. Și, haide, tauntul lui Bray Wyatt. Bă, e normal bă cum a întors capul în halul ăla. Iobagul e mai înfricoșător ca și Bray Wyatt, se pare. Și un suplex. Mă rog, m-am uitat prin comentarii, am văzut că ați vrut Codin de la Creative Monkeys, dar mai bine, am zis mai bine să-l fac pe Iobag, nu de alta. Dar măcar așa scap de chinul să-i fac părul. Bine, mare brânză ce păr puteam să-i fac. Dar așa cu șapcă pare mai realistic dacă tot poartă șapcă Iobagul. Asta și că știu mai bine cu ce se îmbracă Iobagul. L-am văzut așa gen în clipuri în totalitate ca să-i văd outfit-ul. N-a mai fost nici nevoie să stau să mă uit la pozele lui Codin de pe Instagram. Aoleu, cum am sărit. Au.
Cred că acum îmi pregătește ceva. Bun. Sărim așa înainte. Ma, am sărit ca John Cena. Oracere, ridică-te. Și... Uranagi! Hai să încercăm un pin. O fi suficient? 1, 2, a ieșit Roacheru. Nasol că și ăsta are sulița și poate pățesc cum am pățit la meciul din episodul trecut cu Bucharest by Traffic și Zaya Fett. Cum am ridicat de jos, mi-a trântit un spear, Zaya Fett-ul. Poate îmi face la fel acum și Dani Penetul. Hai, charge finisher. Pregătesc Sister Abigail-ul că n-are reversal, dar are resilience și o să iasă din pin. Și, hai da, pupă-l pe frunte. Zici că i-a șoptit ceva lor și Sister Abigail! Hai să ne reluare de acest Sister Abigail. Puac! Din nou, puac! Hai că a fost frumos. Și acum, pinul. 1, 2, a ieșit. Și nici n-a dat resilience-ul. Se pare că noi am dat destul damage lui Dani Penet. Hai să ne suim pe colț. Ăsta se suie pe colț. Hai că se suie. Urcă-te, o bagule. Și... am zis, așa, pentru cei curioși de ce l-am făcut după Bray Wyatt pe Iobag, am zis așa. Am doi bărboși, tot așa îmbrăcați ceva asemănător. Bray Wyatt așa un pic mai scary, eu bag din Transilvania cu atâtea legende cu moroi, cu vampiri și astea. Și grași amândoi s-a cam potrivit, înălțime e cam aceeași. Stai mă. Mamă cum am aruncat, ăsta a fost Kero Ball-ul lui Kevin Owens. Hai mai facem un taunt așa. Cred că este, da nu știu, parcă la față nu prea seamănă așa ristic. Cred că puteam să-l mai mă chinui puțin totuși la Iobag. Barba nu e chiar la fel, că genul are și mai mult pe obraj, mai deasă. Dar, n-am toate tipurile de bărbi posibile pe joc și am doar câteva. Și am pus și o barba care semăna cel mai mult. Parcă e și un pic cam lungă, nu știu. Pic cam lungă, hai că asta suna ca înghei. Ce semnătură mai am, ia să văd. Superstar Info, să vezi semnătură. Uranagi... Running Selton. Ah, ok. Stai, semnătură. Așa. Puac! Ah, puteam să mă duc să dau springboard din coardă și apoi să sar pe el. Ia și finisher. Doar Sister Abigail, nu? Da. Hai să mai pregătesc o dată Sister Abigail-ul. Mi l-a întors? Nu mi l-a întors. Dar cred că acum o să dea resiliency ca să iasă din pin. Și... puac! Sărutul surorii Abigail. Nu știu cam care ar fi varianta românească la numele ăsta, Abigail. Și acum a dat cu resiliency de ieșit. Eu bagui nervos că, na, nu a ieșit aici. Bă, dar 2000 frate și e și pe dificultatea hard jocul. Ce are mă, când era pe normal era mai periculos decât... era mai greu normalul decât hardul, ce dracu. Uite acum mentors. A luat buff din ăla și nu mai pot să-i întorc. Dar pot să fac asta. Să mă ridic instant. Iarăși a întors capul ciudat. Bă, dar a fost faina din ea oricât a întors capul foarte aiurea. Hai să mai fac o dată taunt. Nu taunt ăsta voiam celălalt. Să fac podul să văd dacă mai îndoaie capul 90 de grade. Stai mai două dată. Așa era? Așa ia, mai întoarce capul aiurea. Nu, acum l-a întors bine. Bă, parcă seamănă puțin cu ăla, schizoschil, sau parcă era un cântăreț. Am uitat cum dracu-i se pronunța numele. Ne întoarce aici Dani Penetul și... mi-a dat semnătura. Și acum pregătește și spirul. Hai că poate îl întorc. Nu-i l-am întors. Acum dă și comeback-ul, că a văzut că... firai tu să fii... bun. Stai jos. Pac. Fii atent. Deci vine așa. Hop. Dar stai mă jos. Bun.
Stai să fac puțină energie și... Nea, nu știu să-i fac din fugă running ăla. Bă, du-te mă, tot o mai prins. Am întors. Și ceva, ia vină la Sister Abigail. Pupă-l iarăși pe frunte. Zici că l-a pupat în gură mai mult. Pinul, hai să sperăm că nu-i road break. Nu-i road break. 1, 2. Hai că de data asta, vreo 3 Sister Abigail-uri ai trebuit să-i dau. Și Obagul a câștigat debutul său. Dacă nu era triple threat, jucam și cu Cristi Priză. Las că data viitoare joc și cu Cristi Priză ca să-i fac așa debutul. Cine se uită la Bogdan Teche și la GRV, o să-mi lase în comentarii. Dacă aveți habar și înălțimea Bogdan Techeș și cu GRV-ul, să îi creez aici. Hai, de greutate nu e chiar așa mare problema, dar e mai mult de, cum se cheamă, ia. Middle call promo, call out. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ce voiam să zic, nu e așa mare problemă când, dacă îl fa mai gras sau mai slab. Ideea e când îl fa la înălțime, să nu fie dracu mai înalt, să fie unii prea înalt și unii prea ascuns, că după aia se duce realismul din această serie. Bă, Cuza de la noaptea târziu ar trebui... Taba, ar trebui să-i fac și pe cei de la noaptea târziu. Bă, Cuza, cred că aș putea să-l facă, îi găsesc părul. Bun. Dar o voce ăștia curios. Aha. Pe și eu cum aleg? Ah, this is the promo HUD, ok. Bla, 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 nu mă interesează. Hai să aleg. Ok, ok, ok. Bun, timing bonus. I can't believe I have to say this. Ai că asta e bună. Combo bonus și îmi sună telefonul. Bun, ar veni că mă sună careva pe telefon. Deci, timing bonus și un combo. Puneți pauze și citiți voi ce zice aici. Vreau să văd dacă vine I Hit Pink cu SEO și la bătaie. Hai să văd ce replică mai avem pe aici. I Hit Pink. About who wants to see us do this. I can't think is a better workout slapping așa. So I hope we call stay. Nah. Atât. Hai mă. Skip la asta. Următoarea replică. Opa, vine acum așa e Hit Pink-ul. Hai ce replică ne dă. Bun, acum e schimb de replici aici. Puneți voi pauză să citiți aici. Bun. Hai că e bine că eu apăs repede și fac timing bonus de ăsta. Hai să ce replică ne dă Hit Pink-ul. Stai că se gândește. Oh, i-a dat un punct combo. Mamă cât a făcut aici. A, da. Sorry, I don't have. Bun, mi-a dat și mie un combo bonus. Dar văd că e fața. Hai că mai fac și o chestie de-astea mai diferite cum se ceartă. Nasol că ăștia n-au voci. Era nu știu mă, au ăștia opțiune să le adaugi voce la caracterul create de tine? Ar fi mișto așa. Nu ești în fața oglinzii acum. Bun. Hai să vă poți să faci. Deci la combo bonus mă face ăsta. Cred că mă face la replici. S-a blocat? Cred că m-a făcut. Cred că m-a făcut. Sau... Hai mă, nu mai pot să-i zic nimic. M-a făcut. Bine, nici n-am stat să citesc ce e acolo. Până citeam eu trecea timpul necesar. Hai mă, vă luați la bătaie acum. O, ce cap în cură i-a dat! Ah, ne luăm la bătaie, se pare. Ah, n-am fost pe față să-i dau reversal. Deci ne luăm la bătaie după acest promo. Hai că-i suprimul. Am jucat cu I Hate Pink cu data trecută, acum îi dau revanșa lui Rafael. Hai, Rafael, pune-l jos. Cred că se face momentumul mai repede așa, nu înțeleg. Cred că, sau am eu un plus de momentum că am avut schimbul ăsta replici. Mă, ce m-a făcut acolo? Sau nu fi luat bătaie că a fost egalitate, da? Nu, cam în general când eu schimb de ăsta de replici, mai mereu se iau la bătaie wrestlerii. Ok, mi-am întors aici.
Hai că l-am făcut, hai că l-am făcut. E, mi-o fi zis el replicile, dar măcar i-am tras eu aici și... A, încă ne batem, cred. A, ba nu. Deci, I Hate Pink este heel și Rafaelul este face. Prom performance. Mamă, deci puțin, eu am 614, 620. Cred că o să fac săptămâna, mă rog, următor episod de SmackDown, o să fac un meci la echipe. I Hate Pink cu Dani împotriva lui X-Slater și Rafael. Bun. Cred că ar trebui, yes, nu, exit, exit, hai să văd ce urmează. O să dau și la ăla dintre, la ce urmează să țină discursul lui Zayfet, să văd ce replici o să-i zică. Middle card promo asta am văzut. Acum ce avem? Ăsta așa, nu, îi dau simulare că nu e nimic interesant și a bătut quick-ul, se pare. Amândoi sunt cir, se pare. Bun. Ok. Și main eventul în această seară, un false count anywhere între Codrin și Dorian Popa. Hai să vedem. Jucăm tot cu Codrinul că avem 2 puncte în minus la overall. Da, na, îi cresc eu acum. Vreau să-l pușesc pe Codrin să-l duc după titlul Andrei Cosmin. Hai că așteptăm așa. Bun, cred că titlul pentru ăsta o să fie după confruntarea dintre Rafael și I Hate Pink. Hai că îmi place, ăia doi ieșit realistici, cred că pun thumbnail-ul direct cu un screenshot cu cei doi, cum se confruntă acolo. Da, acum... Sau pot să profit în continuare? Momentan n-am pus episodul anterior de la Backlash și nu știu cam cum a prins. Acolo sigur pun titlul legat de Codrin și Dorian. Poate o să folosesc aceeași titlu și aici dacă o să prindă bine. Hai să vedem aici. Codrinul împotriva lui Dorian. Ah, m-a luat ăsta primul. Bun, i-am întors. Fix când mă scărpinam la ochi. Stai jos. Și întoarce Dorianul, se pare. O să încerc să mă bat în culise cu el și prin backstage. Bun, un pumn în gură. Mi-a întors palma aia ce voiam să-i dau și eu. Hai că i-am întors și eu așa. Ia de aici un clothesline. Și hai să mă pun pe el să... Sau ce fac? A, am sărit să-l calc pe cap. Și iară se ridică acum Dorianul. Mamă, nu pot să fac nimic, că n-am... nu mai am reversal. Să mă târăsc în afară ringului, nu pot. Și domină Dorianul, se pare. O să sperăm că mi se... Încearcă ăsta să-mi pună... Hai că acum scap. Ies din submission și cam aia e. Stai că ies acum. Bun, a sărit cu un close line înainte. Sau lariat, ce-o fi ăla. Dar cred că-i tot dracu ăla. Și... Reverse DDT. Sau invert. DDT de la pe invers. Mai ghiuț așa. Ieși afară. Că nu poți să ieși înăuntru. Hai să ne batem prin backstage. Du-te așa. Este false count anywhere. Pinul se poate pune. Îl aruncăm aici în baricadă. Hai, du-te aici. Îmi întoarce. Și vrea să mă bage în ring. Hai că am întors aici. Bun. Stai, nu cred, bă. Old school, bă, îi dau old school-ul. Perfect, hai da. Și old school. Genial, hai că am fost deștept că l-am făcut pe Codrin după Undertaker. Nu mă așteptam să fac old school-ul, că... Adică nu știam cam care combinație taste pentru old school. Pe Undertaker vintage, gen de pe la debut, când arăta ca un vrucolac, avea old school-ul ca și semnătură. Hai mă, bagă-l mă în baricadă. Așa. Hai mă, nu pot să ies. Așa mă. Dar aici nu pot să-i dau și manevre foarte multe așa. Puțin mai încolo pot. Bun. Uite, în colțul ăsta aici pot să-i dau mai ca lumea. Mi se pare.
Hai mă, tot ăsta mă prinde, ce dracu e asta? Ia vino aici. Bun. Hai că-l bate cu kendo stick-ul. Ia de aici cu kendo stick-ul. Hai, dăm cu acest tomberonul. Îmi întoarce Dorianul, se pare. Hăți, Johnule! Cât a suplexul mi-a dat aici. Se suie pe cutie? Se suie pe cutie, Dorianul. Bun, i-am întors. Hai, ridică-te. Hai să-i dau un finisher pe masa aia. Am crezut că l-am aruncat în masă. Păcat că nu i-am prins tomberonul ăla în cap, s-a ferit. Hai mă, ridică-te. Sper să nu-mi întoarc acum, atâta sper. Bun. Hai mă, pune-te aici. Table finisher. Și... last strike pe masă sau doar un powerbomb? Doar un powerbomb cred că a fost ăsta. Hai să văd dacă e destul powerbomb-ul ăsta prin masă. 1, 2, a ieșit. Păi da, a dat resiliency-ul. Hai să văd ce mai am pe aici. Alt kendo stick și un sledgehammer. Sau, stai că e un scaun aici, stai că e un scaun aici. Uite și bâtă, hai că am aici tot ce-mi trebuie. Hai să dăm cu scaunul. No, mi-a întors aici. Hai să mergem un backstage acum. Ce mi-a dat aici? No, no. Lasă kendo. Aia mă, că am apăsat pe reversal. Dă-te încolo. Aștept să mă ridic acum sau ce faci? Hai mă, nu mai faci nimic, Dorianul. Hai, hâți, Johnule. A, îmi pune... a, uite, poți folosesc resiliency-ul ca să ies și din submission. Acum am văzut asta. Da, nu, nu-mi trebuie. O să mă demegească puțin, dar hai că ies acum. Aha, deci poți folosi resiliency-ul și ca să ies din... mamă, ce m-a prins... m-a dat cu capuș de kendo stick. Cred că am dat acum cu attitude adjustment, nu? La fix i-am întors. Dispar de aici. Ia du-te încolo. Hai să ne batem în culise. Hai, dăm backstage, du-te. Ia și un uppercut. Mai au unul. M-a prins el aici. Ah, ce pala mi-a dat el aici. Ia de aici, de la Codrinu. Ah, mi-a întors iarăși Johnul. Johnule, stai cu minte. Hai, du-te mă. Mai au unul părcut. Ah, ce m-a prins aici. Unde mă duci, mă? Ce facem ăsta? Mă duce înapoi? Ia și un uppercut. Așa. Hai, bă, vină după mine. Te aștept. Parcă merge mai repede ăsta. Bine, e și mai solid și nu e așa de slab. Bun, hai să mergem acum pe rampă. Nu pe rampă, în culise. Ce dracu ăsta? Merge mai repede? Hai bă, vină încoace, uite, suntem în lumina reflectoarelor. Bun, i-am scos un reversal. Hai că domini momentan, suntem pe rampa aici. Bă, dar ce naiba, e la fel de... aștept să fie mai sus rampa. Bine, mi se pare că așa e la SmackDown. Sau vine pe aici mai jos. Bă, parcă e prea drept locul ăsta, aștept să fie mai înalt. La Raw înseamnă că e mai înalt. Și la SmackDown e mai jos, nici nu știu.
Oi, putea să-i dau prin ecran așa un finisher, nici nu știu. Hai, dăm backstage. Da, mă, da, știu asta. Hai, vino un backstage pe Codrin. Mamă, ce mișto arăta din unghiul ăsta. Hai, Doriane, vino. Hai să te văd un backstage ce faci. Și avem aici loading screen când începem un backstage. Ok, și aici este o masă. Arbitru nu se vede. Și a încercat mă ăsta să-mi dea. Ia-mă de aici un cot în gură. Oho, hai că am scaune aici. Dă-mă scaunul. Hai, vină un cu acela nenea Codrin. Ha! Un scaun pe spate lui Dorian. Și mai au unul. Bine, acum. Hai să luăm tomberonul. Dăm cu tomberonul ăsta. Asta o să că în România nu prea există tomberoane în astea, doar în alte țări. I-am dat în cap și una să îi îndoi pe spate și gata. Bun, hai să ne batem aici. Ia în capăt acolo, cine îi? E Sami Zayn ăla sau care? Ce dracu caut aici, că nu l-am băgat în show. În SmackDown. Da, măi, Sami Zayn ăla, ce dracu caută, nu știu. Era mișto să fie, nu știu, Echo sau careva pe acolo. Care dă interviu? A, tot aia, Reine Young, așa. Un panou electric pe aici să fie, ca să îl bag cu capul un panou electric. Aha, uite-l acolo. Și îl împingem. Bun, mi-a întors aici Codrine, Dorianul. Mă împinge și el înainte. Hai mă, tot ăsta mă. Perfect. Bun, am și buff din ăsta. Așa. Echo AMG. Bun, asta am vrut să fac. Și îi dau suliță pe aici sau ce-i fac? Și PAC! Cred că din asta nu se mai ridică, nu știu cum să zic. Mă, să uit un pic spre acolo de ceva genul. Ce pizda, bă, Sibă, ce dracu i-am făcut. Bun, hai să-i punem pinul. Cred că e destul, dar are resilience-ul și sigur îl salvează. 1 2 No, n-a mai ieșit. După ce l-am aruncat în panou ăla electric, mă, nu știu, oare s-o... E posibil să fie accidentat după asta? Chiar nu știu. Și hai la meciul următor, la promo-ul ce o să-l facă Zayafetu. Așa, să jucăm cu Horică. Sper că nu se aude prea tare pe fundal melodia de la SmackDown. Cum vi s-a părut că l-am aruncat în panou ăla electric? Voiați să-l arunc pe o mașină mai bine? Data viitoare mă bat cu el pe o mașină. Gata, știu, dau un backstage brawl. Și o să joc cu Dorian ca să-i dau o șansă la SmackDown următor și dăm accept. Bun. Și vine acum Zayafetu nervos sau bucuros. Mă rog, nu stai, a câștigat meciul împotriva lui, cum îl cheamă, lui Bucharest Bike Traffic. We've got business to attend to. I'm climbing to ladder of success. Bun. Bike Traffic is a... E o boală, un virus în WWE, nu știu. Plague. Ciumă, boală, ceva de genul e. Hai că a fost bună replica aia. Și acum vine Bike Traffic-ul. Ok. Hai să dacă se iau ăștia la bătaie sau nu. Ok, ia. Yeah. Let me get straight. Ce zice ăsta? Bun, a dat-o bine. Nu te-am auzit. I'm tired to seeing your face and monitors and I... Ok. Ok, te vreau la pay-per-view următor. Rivalitatea continuă, se pare, între ăștia doi. Ok. Mai poți să dau o replică sau... Asta e ultima? Cred că da. Ne-a făcut la replici. Ne-a închis gura.
Bine, acum totuși, într-adevăr, la cât... Bun, cu microfonul în cap i-am dat. Hai să ne batem acum. Ce voiam să zic? Bine, era cam de așteptat să eu cam de a la replici așa bike traffic, la cât se înjură asta cu șoferii în București, vă dați seama că ar trebui să le aibă. Deși Zaifet e un om cult, dar având vedere după wrestling pe care i-am creat, cred că la microfon e mult mai bun AJ Styles decât Goldberg. Că i-am întors aici. Tot ăsta mă pălește. Mamă, dar puțin damage vă că-mi dă. Hai să văd cât damage dă eu dacă îl scot din ring. Hai să iau scaunul. Dă-te mă de aici. Dă-mă scaunul. Am lăsat-o pe comentatoarea aia în picioare. Nu comentatoare, prezentatoare, ce-o fi. Bun, i-am întors. Și ce facem, mă? Tot ăsta mă bate. Se pare că da. Ba nu, i-am întors. Hai că avem casinuri faine. Deci l-am dat capul de scări, l-am aruncat. Rup baricada oare? Ne, nu cred că rup baricada. Ia, l-am făcut. Hai că l-am făcut la promo performance. Cred că am mai multe puncte ca el, că am avut și că am început și înaintea lui, adică am avut partea mea și apoi a venit el. În fine, se pare că această rivalitate continuă și hai să dăm exit. Cam ăsta a fost și show-ul de SmackDown.